Dar îți dai seama dacă vede lucrurile prin puterea lui Dumnezeu sau prin realitatea și prin puterea lui, prin realitatea circumstanțelor. E foarte important să vezi dincolo de ce poți tu. Amin. E foarte important să vezi prin promisiunile lui Dumnezeu. Credința ta nu e bazată pe abilități personale. Nu e bazată pe ce ai tu în dulap. Amin. Credința noastră îi înrădăcinată în puterea lui Iisus, în promisiunile Lui, în numele Lui, ce-a făcut El pentru noi. Amin. E o armă puternică. Vreau să zic eu, dacă vrem să stăm liberi, dacă vrem să stăm liberi de atacurile diavolului, trebuie să învățăm să trăim prin credință și să ne ridicăm în credință, să creștem în credință. Am mai zis aici la Iosua că o credință adevărată crește totdeauna. E credința grăutelui de muștar. Asta nu înseamnă că e mică, ci îi crescătoare, de la mic la mare. Bun. Trecem mai departe. Sângele Lui, acoperirea noastră. Sângele Lui Iisus Hristos spune în Apocalipsa 12:11, i-au mirit prin sângele Lui și prin cuvântul mărturisirii lor și nu și-au iubit viața până la moarte. Sângele Mielului vorbește despre un legământ nou. Spune în Evrei, nu v-ați apropiat, ci vorbește despre sângele am citit chiar astăzi, care vorbește mai bine decât sângele lui Abel. Sângele legământului cel nou. Anyways, înțelegeți despre ce e vorba. Un legământ care a rupt puterea păcatului. Un legământ care e mai puternic decât sângele lui Abel, care a cerut răzbunare și dreptate și a putut să plătească prețul pentru noi. Acoperire perfectă în fața dușmanului. Ar vrea să zic, pârâșul fraților noștri. Avem un pârâș, un acuzator. Știți acolo când marele preot a venit, stătea acolo, era cu haina murdară, marele preot Iosua, undeva în Zaharia sau unde, în Biblie undeva. Și registrați chestiile astea. Dar ideea e că chiar în Vechiul Testament, Zaharia 2 sau 3 undeva, și eu zis îngerul, Domnul să te muste, Satana, Domnul să te muste, venea și Satana, era prezent să acuze. Asta e că sângele e cel care ne acoperă. Și în fața lui Dumnezeu și în fața diavolului. Diavolul i-ar plăcea foarte mult să aibă rezolvat problema cu el. Vreau să zic că sângele lui Iisus Hristos e acoperirea noastră. Nici faptele noastre bune, nici alea rele, nici ce promitem noi lui Dumnezeu, nimic altceva. Stai în fața lui Dumnezeu și în fața diavolului prin sângele lui Iisus Hristos. Și păcatele tale sunt acoperite prin sângele lui. Deci sângele este o acoperire perfectă. Când ești acuzat, când ești târât de diavol încoace încolo, când e aruncată mizerie pe tine și gunoi, când ești murdar și vrei să fii curățit, preotul de acolo, numele lui că am uitat. Cum? Dar marele preot de acolo era murdar, scrie. Nu era Eleazar, îmi pare rău. Iosua. Da, whatever. Da, din Zaharia era acolo. Deci, era murdar. Dar vreau să zic că Domnul a curățat. Diavolul i-ar plăcea să te țină murdar. Vreau să zic că sângele e cel care îți dă o stare perfectă înaintea lui Dumnezeu, te acoperă în fața pârâșului, e legământul, vorbește despre un legământ de pace, legământ de pace, asta înseamnă că Dumnezeu nu e răzbunător, în sângele lui Iisus vrea să împace, nu să dezbine, nu să te respingă, nu să te... Sângele Lui e o acoperire perfectă în fața diavolului. Bun. Și rupe puterea păcatului. În sângele Lui Iisus Hristos avem spălare, avem iertare de păcat, avem acoperire perfectă, avem putere de eliberare. Vreau să spun eu, e bine să ceri sângele Lui Iisus peste tine în fiecare zi. Cineva care nu se roagă, vă zic eu, ori trăiești foarte infectat din punct de vedere spiritual, dacă nu ceri sângele Lui Iisus în fiecare zi, eu mă îndoiesc dacă tu înțelegi Sfințenia. Asta e că, în mod inevitabil, simți că ai nevoie de curățirea care vine prin sânge. Deci, orică trăiești într-o neprienire de sine și într-o mândrie, da, un sfânt, un om care se sfințește, care înțelege sfințenia și umblă în ea, cere sângele lui Iisus în viața lui în fiecare zi și trăiește sub acoperirea sângelui. Doamne, îți mulțumesc pentru sângele lui Iisus care îmi spală mintea, îmi spală inima, mă curăță. Doamne, îți mulțumesc că sunt spălat și curățit. În sângele lui Iisus. Ești doar religios, dacă nu practici. Asta e o armă bună. Împotriva oricărei murdării, oricărei întinăciuni care diavolul vrea să arunce pe tine. Duhul lui, tăria noastră,
Duhul Sfânt e o energie, e o abilitate, e o forță. Acum vorbesc în contextul nostru, legat de război spiritual. Răse că Duhul ne energizează. De multe ori simți că ai o revelație și e puternică și de la Domnul. Nu-i așa? Simți că n-ai forța în Duhul să o dai cum trebuie. Răse că Duhul te umple. Amin. De multe ori când simți că ai o revelație din asta, stai și te rogă în Duhul, spune în Iuda, capitolul ăla singur, versetul ăla nu știu care, că zidiți-vă sufletește și rugați-vă în Duhul Sfânt. Să te rogi în limbi, când te rogi, curge în tine și te umple Dumnezeu, încât credința ta poate să curgă în afară și autoritatea poate să fie exercitată. Și de multe ori, răzic, Duhul e tărie, e o energie, e o forță. Nu-i numai atât, ai și o persoană, deci să nu se aude că depersonalizăm pe Dumnezeu acum. Dar vreau să zic că e o energie și o forță care înăuntru nostru scrie că Duhul ne învață cum să ne rugăm cu suspine negrăite. În alte cuvinte, El mijlocește pentru noi, ne vrea cu gelozie, El drege anumite lucruri care trec peste mintea noastră și nu le înțelegem. Și Duhul Sfânt poate să ne dea abilitatea aia și energia aia și forța aia ca autoritate, să putem intra în autoritate, în credință și în alte lucruri. Bun. Deci, armele spirituale, ar vrea să zic că sunt dezlegate cu gura. Rugăciunea, mărturisirea, proclamarea și alte lucruri.